Am o teorie. Iisus a murit pe cruce fiindcă a fumat prea multă iarbă. Care? Vinte. Nu te mișca atât. Chips la bol. Prezintă-te în două cuvinte. Sunt porc. Stai unul. Stai mă, dă-te. Sebi, dă-te. Deci prezintă-te în două cuvinte. Da, chiștace, nu mai stai. Vreau plăte om. Mă fac, e cel mai tare. Eu. În pula mea. Secunde. Nu, bă. Mulțumesc. Zic întrebări și gata. Bună ziua. Bună ziua. Prezintă-te în două cuvinte. E seară. Ce la... Sunt cu o tipă, cu sora lui. Sunt în clasă cu sora lui. Bună sora lui. Bă, are un cur, bă, din rost. Deci vine așa. Și crezi că curul mai sta este mai sexy ca și curul lui soră sa? Ai ce întrebare, bă! Ai ce întrebare, bă! Pe aici îmi pără o lipiță! Sincer, sincer, nu, nu prea. Nu? Da, bine. Care a fost prima ta experiență cu mai stai? Un pet de pere. În ce circumstanțe s-a consumat acest pet de pere? Cu foarte mulți prieteni și la seduță, la flex. Am o întrebare foarte importantă. Aviator Georgescu, care există. Așa. Am o întrebare foarte importantă pentru tine. Da. Acel pet s-a consumat repede sau încet? Încet, fiindcă erau fulă de om. Da, câte chiștoace a consumat mai stai în dirimetrul acelui pet? Sincer, țin minte chestia asta. Nu te băga asta și stai în pula mea, bă. Stai, nu, că de la început, o băga că vreo 7 chiștoace. 7 chiștoace. Impresionant. Și ce ai de gând să faci în legătură cu relația ta cu mai stai? Cum? Ce ai de gând să faci în legătură în continuare cu relația ta cu mai stai? E doar un request, cum se spun. Așa, o simt că mă întâlnesc cu el la bere, la o țigară, un flash. Un chiștoc. Pentru nu un chiștoc, dar la mine e o țigară, fiindcă eu chiar am o țigară. Zim, cel mai special eveniment prin care trec cu mai stai? Bă, când am prins că o luat chiștocul din pișoară. A fost cel mai special moment petrecut cu el. Îi true story? Da. Dacă nu mă crezi, el nu o să recunoască. Era prins? Semi, că l-a țipat unul Luci. Hai de pula. Dacă nu mă crezi, caută-l pe unul Lucian Teodorescu, că ăla o să-ți confirme povestea. Da? Îl găsim aici? Bă, next am venit. Asta știi că o să ajungă pe net și o să bată Lucian Teodorescu. Pula mea, bă, chiar. Ești obișnuit cu bătaia? Aiurea, ce părere ai despre spiritul fractal? Roșu, blond, ai că... Zim, cea mai importantă petrecanie prin care ai trecut cu mai stai? Ori fuma cu chiștoc împreună. Nu, de fapt am fost cu el pe stradă. Așa, la prostituță. Și efectiv, strada, o găsit un chiștoc, frate, jos. Se uita la mine, vrei și tu? Și scos din buzular. Câte brușează chiștoace, frate, vrei și tu? Nu, un salut pentru mai stai. Ce-o mai stai? Stai? Mulțumim, bă. Dă-i un pupic la cameră. No. Pupic. Dă-mă un pupic la cameră. Dă-mă un pupic la... Zim, cea mai importantă întâmplare care ai avut-o cu mai stai? Bă, nu știu. Mi-am amintesc. Așa. Eram pe Hoda Flex. Și efectiv era Neciu, mai stai și Jackie, bă. Nu, Magda, stai. Magda. Și stăteau ei, nu știu ce pula mea acolo. Și la un moment dat, Magda s-a lins cu Jackie, știi, și după zice,
cine era mai style? Că bă, că pula mea, că eu chiar o iubesc și că pula mea, știi, filmele alea grele. Da. Mulțumesc și hai să te întreb ceva, ai avut vreodată sexual intercourse cu mai style? Da, e doar întrebarea asta, mă întreba și pe ei. Când l-ai cunoscut pe MyStay? Acum 2 ani. Care a fost cea mai importantă întâmplare cu MyStay? Habar n-am, când o mai stat. Dă-i drumul, mă! Ai avut vreodată sexual intercourse cu MyStay? Absolut nu. Sigur? Foarte. Sigur? Foarte. Marta, gata. Când l-ai cunoscut pe MyStay? Dar nu mai știu. Care a fost cea mai importantă întâmplare cu el? N-am avut întâmplare așa importantă cu el. Gata, bun. Când te-ai cunoscut cu MyStay? 2031. 75 mai. Care a fost cea mai importantă întâmplare a ta cu MyStay? Da. Chiar n-am avut nicio întâmplare cu acest MyStay. În mare, dar nu. Nu? Nu nimic? Da, nu. La biserică? Nu, nu l-am văzut la biserică la noi. Nu? Eu sunt creștin. Ce labă ești? Da, mare. Care, când te-ai cunoscut cu MyStay? Aproximativ acum 6 ani. Și a fost unul dintre cele mai geniale momente din viața mea. Ne-am întâlnit la meditații. La ce? La engleză. Foarte ca camera. Era o profesoară chiar foarte de treabă, dar MyStay era și mai de treabă. Și bun, care a fost cea mai importantă întâmplare cu MyStay? Cea mai importantă întâmplare cu MyStay. Cred că a fost anunțe ziua lui când a tăiat el tortul. Nu, am făcut o fază la vezi ceva, dar nu mai cumva este vorba despre o pernă? O pernă? Nu. Nu, bine. Mulțumim frumos. Răzbitor dorme pe pernă. În ce stare sunt pernele aia, chiar nu știu. Sau de cât de... Adică, chiar dacă, stai, chiar dacă cineva, nu știm exact sau cu exactitate, dacă cineva s-a șters la cu acea pernă pe care Răzdan doarme, sau a dormit doar odată într-o noapte într-un cămin în Ungaria, nu știm zi. Care a fost primul tău encounter cu MyStay? Fai de pula mea. Era în cafea odată, știu că l-am văzut luând ștoace din spumieră. Da, îmi pare rău, dar... Se la vi, mon chéri. Și cam câte ghiștoace a furat în acea zi MyStay? Spumieră. Aha. Și aproximativ numărul de ghiștoace. Peste 10. Un lucru vreau să te întreb. Asta, care este părerea ta despre viața lui MyStay? Bă, am auzit că și-a făcut o prietenă nouă, blondă. Grasă. Dar de fapt și-o vopsit palma blond. Știi? I don't know, nu știu, pula mea, don't try. Seamănă cu tine? Bă, nu. O întrebare, seamănă cu tine? Seamănă cu tine? Man. Deci, Filip, care a fost primul tău encounter cu MyStay? Bekeștioaba, 2013. Am o întrebare pentru tine. Ce ați făcut cu perna lui MyStay la Bekeștioaba 2013? Neciu. Ce a făcut Neciu? Mai mult nu știu, nu am fost eu. Am auzit că s-au... Nu mai auzit nimic, ai auzit greșit. Bine, bine, mulțumesc. Da, i-ai vândut vreodată chiștoace lui MyStay? Vreau să-ți. A, deci tu nu ești un om onest ca și Petre. Petre e Sfântul Petre, orde pe petrecere, pe trecerea de pietoni. Perfect. Ai picat papul la română. Gata. Care a fost primul tău encounter cu MyStay? Băi, a fost... Am vândut chiștoace. În toamna lui 94. I-am vândut niște chiștoace. Și erau la suprapreț? Nu, no, noi am dat la preț de piețe. Cât era un chiștoc pe vremea aia? Mi se cred, nu se zice. Nu se poate spune, acesta mă nont acum. Și care-i părerea ta despre MyStay în general? MyStay, băiat fain asta, soră sa,
Stai, nu. Nu, am nevoie de tine să-mi răspunzi într-un singur cuvânt. Pe o scară de la 1 la 2, cât de bună-i sora lui Maistai? 2. Ce grav. Știe ce vrea. Știe ce vrea. Stai ce bară!